Vorbește președintele, exact. Vorbește președintele local. Celălalt e mai tăcut. Stimați invitați, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Acest, așa cu anticipație, ziua Mărțișorului, am dorit foarte mult să avem această întâlnire tradițională, în ciuda intemperiilor. Că dumneavoastră, după cum vedeți și la televizor, și la radio, și la, mai ales la radio, și la alte aparate casnice, trecem prin niște timpuri dure. Cea mai frumoasă, cum să spunem, cea mai frumoasă istorie este aceea prin care vedem, fără să punem loterie și fără să intrăm la zona de pariuri, cine mai apare la televizor sau la DNA sau așa. E foarte... Deci ar putea să fie un mijloc pentru pariuri. Cine urmează, cine urmează. Noi și sumele să fie dedicate galeriilor de art. Noi am dori și ne mirăm că ne-au lipsit acești băieți ca să fie mecena pentru artă. Ne pare foarte rău că nu s-au gândit că o metodă de spălare a banilor sunt artele contemporane, dar nu suntem foarte supărați pentru că istoria merge mai departe. Și acum, în prag de Mărțișor, am un mic speech, așa l-am pus în buzunar, din care să nu uit câteva idei. Am zis așa, că sensul acesta dorim să-l extragem din condiția artistului profesionist. Una, tradiție. Că noi facem o expoziție cu tradiție. Tradiția de a face expoziția de primăvară. Și tradiție înseamnă exigența în evaluarea lucrărilor de artă permanent. Noi, aceasta e tradiția noastră. Continuitatea în această exigență și păstrarea memoriei preștelor. Deci, noi nu avem foarte multe, cum să spunem, noutăți în ceea ce facem noi, decât nivelul nostru de profesionalism. Ceea ce vă aducem vouă aici, dumneavoastră, pardon, în fiecare zi, este nivelul nostru de profesionalism. De aceea să știți că avem mici înghesuieli poftiți, putem să venim și noi să expunem? Nu puteți. Nu e gară. Deci în gară și în gară e unul care îți cere buletinul. Nu se intră cu buletinul, se intră cu o competență. Nu ne grăbim nici să primim pe nimeni, nici să invităm să ne așa pe mulți, decât dorim să vă oferim, în ciuda faptului că facem totul din propriile noastre resurse, fără niciun fel de ajutor, în afară de cel al legii care ne conferă o chirie modică pentru spațiu cultural, dar suntem în această normă. Deci, noi asta dorim. Dorim să arătăm turcenilor un spațiu mic, nu facem nici grădiniță de copii aici, să facem copii, să picteze copii, nu facem. Nu putem să o facem pentru că nu intră în competențele noastre să facem o legătură între școală și galeria de artă. Nu putem să facem. Sau nu putem? Nu avem cum să... Nu putem să facem grădinițe de copii. Copii putem să facem și slavă Domnului. Vă rugăm să fiți atenție de asta. Eu mă justific.
mulțumesc, domnul Pocheci, o să se consemne. Vreau să păstrăm sigla UAP-ului ca dovadă de exigență artistică, acum când această mare dezvoltare a Facebook-ului dă publicității orice posibilitate. Iar în contrast cu publicitatea extravagantă, noi vom opune exigența. Deci dacă sunteți atenți la ce vă spun, domnul Cochie stă cu spatele că a luat cuvântul, că acum nu-i pasă. Deci aducem discuție această ultima problemă care se află, dacă citiți pe net, a fost semnalată o fraudă a caselor de licitație. Ați văzut, probabil, dar așa, dacă nu ați văzut, vă spun eu. Foarte multe lucrări celebre de la casele de licitație au fost dovedite niște falsuri. Da. Și eu vreau să vă spun așa, e bine, vreau să vă pun în contrapartidă publicitară, galeria noastră, e bine să achiziționați de la cel pe care îl întrebați. E a ta lucrarea și el îți va spune, da, e a mea. Pentru că Marcel Bubuianu, niște bolovani, au fost vânduți la sume de mii de euro. Tonița din Pod, Paladi din Beci și așa mai departe, toate acestea cumpărate de oameni care doresc să-și facă colecții. Deci, pentru asta, noi vă invităm să reveniți în galerie, măcar pentru a afla cu poze și așa, dacă o lucrare este originală sau nu. Vreau să accentuez acest aspect pentru care veniți mereu la noi și nu doar pentru, să spunem, motivul acesta al primăverii. Ceea ce vedeți sunt lucrări originale. Nu sunt făcute de artiști refuzați la export, de care n-au ce face și copiază pe Poiată, pe Caracu sau pe Lucian, sau Lucian Doru. Așa? Da. Deci eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Doamnelor, le spun de mărțișor un călduros la mulți ani și în loc pe domnul primar să mă scuze că am vorbit atât de mult și cred că nu plictisitor să spună câteva cuvinte și dumneavoastră. Mulțumesc, domnul președinte, doamnelor și domnilor. Interesantă asertiunea domnului Poiată Viorel legat de faptul că pe lângă gestul de generozitate pe care Uniunea Artiștilor Plastici o face la deschiderea unor sezoane sau dedicat unor evenimente notabile din comunitate, vezi acum târgul de primăvară, a încercat să inducă și nu a încercat. A spus-o clar, cu subiect și predicat, că este și un exercițiu de verificare a unor performanțe și de a readuce în fața publicului niște valori care, într-adevăr, nu pot fi contestate. Deci, e interesant acest lucru pentru cei care vor să intre mai, să spunem, în intimitatea cumva a ceea ce se întâmplă în acest spațiu. Acum, Viorel a spus că, într-adevăr, aici vin lucrări de calitate, vin oameni care sunt consacrați în ceea ce înseamnă această artă plastică. N-aș vrea să se înțeleagă și cred că nici asta n-am vrut să spună niciodată, că Uniunea Artiștilor Plastici este un organism închis și că aici nimeni nu deschide porțile dacă cumva la aceste porți bat niște oameni care pot să confirme prin valoare și prin expertiza în lumea artelor. Deci, evident că, și având în vedere că totuși în comunitatea noastră există o efervescență în această zonă suficient de bine pusă la punct și remarcată de altfel, sunt convins că atunci când valoarea va veni în jurul acestei clădiri, domnul Poiată va ști să o valorifice. Evident că mulțumim tuturor celor care expun astăzi pentru
ceea ce înseamnă gestul de frumos, îndreptat înspre turceni. Mă alătur și eu urărilor domnului Boiată, în special pentru doamne și domnișoare, având în vedere că, iată, vine 1 martie și 8 martie și poate, eu știu, nu mai avem între timp posibilitatea să ne vedem. Tuturor doamnelor și domnișoarelor le dorim la mulți ani și multă sănătate și le rugăm să ne ierte poate mai mult decât merităm și să fie alături de noi, pentru că fără dânsele n-am fi aproape nimic. Și vreau să salut și pe domnul senator aici. Avem și două doamne consiliere locale pe care le salut. Doamna Luca Andaluzia, doamna Lavinia Pizare și sunt timide. Mulțumesc tuturor celor care expun și evident ne-am dorit ca asemenea gen de momente. Apropo, cred că publicul turcean știe sau dacă nu poate află în intermediul mass media că avem deja o expoziție la Muzeul de Artă care a fost vernisată acum câteva zile, unde expun colegii de la OAP1, să înțeleg, Constanța. Da, acolo sunt două OAP-uri dintr-o discuție. Un număr de aproape 60 de artiști care au venit și ne-au dăruit lucrări interesante și invit pe această ocazie publicul turcean, iubitor de frumos, să vină și la Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici din Turcia, dar să meargă și la Muzeul de Artă, pentru că și acolo sunt lucrări extrem, extrem de interesante. Felicitări și mulțumim pentru gestul. Noi mulțumim foarte mult. Mulțumim domnului primar că în lipsa domnului Tocanie, dânsul a făcut o mică publicitate pentru artă. Mulțumim foarte mult. Și, într-adevăr, muzeul merită și ar venit ca Constanța, cu care am fost rude de cum să spunem, de structură artistică, să se unească acolo, este o disjuncție, așa. Vreau să spun că domnul senator nu se află întâmplător aici, într-un fel de prezidiu. Cu dumnealui am făcut câteva mișcări de umanitare, de acestea de licitație umanitară pentru niște copii bolnavi. Deja, cred că am făcut trei, din păcate, sunt deja foarte multe. Noi am vrea să fie cât mai puține, pentru că fie cât mai puțin copii bolnavi sau în această situație, însă gestul domnului Motoc este, nu publicitar, ci pur și simplu umanitar pentru acești copii în suferință. Și pentru aceasta vreau să-i dau cuvântul să vorbească și dumnealui despre zona în care se intersectează politicul cu zona artistică civică. Rog foarte mult să ne spunem. Mulțumesc, domnule președinte. Vă spun și eu bună seara tuturor. Și aș dori să încep prin a spune că n-am avut niciodată îndrăznerea să mă declar un cunoscător de artă, dar vreau să cred că sunt unul dintre cei care iubesc arta cu adevărat. Consider că fără artă nu se poate trăi. Că trăim într-o zonă în care sensibilitatea este una de un nivel deosebit în rândul tuturor oamenilor, dar artiștii din această zonă au un nivel de sensibilitate cu totul și cu totul deosebit și că toate aceste creații, nu numai în nivelul artei plastice, ci general în artă, sunt cu un specific aparte, când vin în această parte a țării, o zonă care este pe departe una dintre cele mai favorizate de divinitate prin tot ce posedă din punct de vedere natural și al trecutului istoric și cultural. Am beneficiat într-adevăr de sprijinul celor de la Uniunea Artiștilor Plastici atunci când, la solicitarea unor persoane cu probleme, a reușit să strângem ceva bani pentru a rezolva
să zicem, chestiuni medicale, operații pentru copii aflați într-o situație, să zicem, critică. Și de fiecare dată domnul Veră Poiată și colegii dumneavoastră din România Fisiocratici au răspuns prezent. Am strâns nu sume foarte mari, dar sume semnificative pentru posibilitățile familiilor care au apelat la sprijinul nostru. Și asta cu ajutorul artiștilor din Turcia, eu le mulțumesc încă o dată și sper ca și altă dată, că cu siguranță vor mai fi astfel de ocazii, vor fi alături de noi pentru astfel de situații. Eu consider că primăvara, acum înainte de începutul lui martie, este momentul cel mai prielnic pentru a scoate la iveală noi creații și fără a dezavantaja pe cineva anume, pentru că toate lucrările de aici sunt deosebite. Am remarcat aici, în colțul acesta, două lucrări ale unui artist mai puțin cunoscut, da? Daniela Barău, un nume cu rezonanțe artistice deosebite și care o felicit pentru aceste creații pe care vă spun, fără că le-aș cumpăra cu cea mai mare plăcere, numai să am posibilitatea financiară să o fac. Vreau să vă spun că am mai multe lucrări decât pot să pun pe pereții casei în care locuiesc. Voi cumpăra în continuare cu plăcere lucrări de artă, atât cât voi putea să o fac. Și asta o fac pentru că îmi dau seama că oamenii ăștia, artiștii, merită și ei această recunoaștere din partea comunității care îi se ridică în întregime. Doresc să vă mulțumesc și să vă urez dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, o primăvară cât mai frumoasă, cu soare, cu iubire din partea celor dragi. Vă mulțumim foarte mult și pentru a mai face adiție vă dorim cu drag extinderea locuinței. Dar nu prea mult, să nu vă vedem celebrul la televizor. Și colegilor, dacă dorește cineva, domnul Ferat, dacă dorește cineva să spună ceva din marele public, dacă nu, să tacă în veci. Vă mulțumim foarte mult. Vreau să spună doamna Victoria Novic. Doamne, domnilor, vă rog să permiteți să transmitem și noi un gând bun și bărbaților, că primăvara vine pentru toată creația divină și pentru ei. Vreau să spun domnului Poiată că m-a impresionat plăcut. I-am surprins emoția lucrului binefăcut, emoția de a împărtăși culoarea și succesul cu ceilalți, emoția de a fi aici și vibrația aceea frumoasă. Felicitări, Viorel Poiată. Specific că întotdeauna când Viorel Poiată organizează o astfel de întâlnire, musai de la Univers se trimite zi frumoasă. Și mai spun o idee. Gata, nu mă urmă. Renunț la celălalt. Este minunat că avem ocazia în acest oraș mic să ne întâlnim din când în când în această vibrație frumoasă, înaltă, unde culoarea, iubirea, se împletesc și generozitatea și spiritul artistic și venim aici să ne impresionăm cu emoții estetice mentalul, să ne clătim ochii, să ne mângâiem sufletul și vă mulțumesc din suflet, dragi artiști turceni. Vă respect, vă mulțumesc. Majoritatea a fost profesori și fetelor mele și încă o dată vă mulțumesc. Și mai spun că această vibrație de aici, de la grupul acesta care suntem și care este o vibrație înaltă, anihilează vibrația de ură a unei persoane. Să ne întâlnim mai des și să ridicăm vibrația planetei. Nu dai voie să te îmbrățișezi la prieten? Nu am fost așa de bine pregătit cu vibrația, dar poate... Vibrația era în formare. Poate după program. Dacă nu-i mulțumim foarte mult, doamna Victoria.
Vă mulțumim tuturor că ați venit. Dacă mai vrea cineva să mă îmbrățișeze sau ceva, sau pe domnul Fotor, la liber, sau pe domnul Constantin. Suntem aici pentru dumneavoastră. Îmbrățișați-ne cât puteți, că altă ocazie nu aveți. Da.